Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip vom face un montaj monostabil, fiind al treilea și ultimul episod al seriei de circuite basculante. Dar înainte de a trece la realizarea practică, trebuie să știm puțin ce este un montaj monostabil. Dacă mai țineți minte în primele două episoade, vă spusesem că circuitele basculante sunt de trei tipuri: astabile, bistabile și monostabile. Montajul pe care îl vom realiza în acest episod este un circuit basculant monostabil care prezintă o singură stare stabilă, în care poate rămâne un timp îndelungat. Trecerea din starea stabilă în starea instabilă se face cu ajutorul unui impuls de comandă exterior. Intervalul de timp în care rămâne în starea instabilă este determinată de valoarea acestui condensator. Bineînțeles că mai contează și valoarea acelui rezistor, cel de sus, însă mai degrabă valoarea acestui condensator. Cu cât capacitatea lui este mai mare, cu atât intervalul de timp va fi mai mare. Dar gata cu teoria, haideți să trecem la partea practică. PCB-ul a fost făcut, eu zic că nu arată rău deloc. Iar acum să lipim componentele pe care le vedeți în partea stângă a ecranului. Prima dată să lipim acești pini, ca să putem să schimbăm condensatorul mai ușor. Se numesc pini receptacles. Ok, să-l introducem. Știu că am făcut gaură exact pentru el. Poate să intre exact la fix. Exact. Și pe al doilea, aici, voi folosi vârful conic. Am schimbat vârful, de această dată cu unul tip Delta de 24. Vom lipi acel întrerupător fără reținere în zona asta. Rezistorul de 100 de kiloohmi îl lipim aici. Unul dintre tranzistoare aici. Celălalt tranzistor. Să lipim LED-ul roșu. Și pe cel verde. Rezistorul de 1 kΩ aici. Și în sfârșit ultimul rezistor, acesta fiind tot de 1 kΩ. Mm.
Mai avem și condensatorul electrolitic de 47 de microfarazi. Acesta, după cum ați văzut, se va introduce fără lipire. Și în sfârșit, testarea montajului. Vom alimenta la aproximativ 9 V, minusul jos și plusul pe sus. Da? Partea din dreapta reprezintă partea stabilă, iar partea din stânga partea instabilă. Aplicăm un impuls, practic tragem baza la masă și trecem în stare instabilă. Da, văd că încă luminează celule. Haideți să schimbăm acel condensator cu unul de 220 de microfarazi. Scoatem alimentarea, scoatem condensatorul de 47 de microfarazi și îl introducem pe cel de 220. Alimentăm din nou montajul. Nu e ce mă așteptam eu, dar doar ca idee. Ideal ar fi fost ca pe partea stabilă, cred eu, ar fi trebuit să se stingă când trece în starea instabilă. Gen, ar trebui să se stingă cel de aici și să se aprinde cel de aici. Cel de aici se aprinde în starea instabilă, e în regulă, dar cât timp stă aprins cel din partea aia stângă, ar fi trebuit să se stingă, cred eu, cel din partea dreaptă. Da, în fine. Ați înțeles voi ideea. Cam mai să termin acest clip, privind realizarea unui montaj basculant monostabil. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!